ziua sau bună dimineața. Astăzi aș vrea să discutăm un pic despre ceea ce se cheamă, hai să spunem, relații, din nou, interumane, bărbat-femeie, în care unul este polițist cu o armă la brâu și celălalt este o persoană sau va fi sau ceva de genul, o persoană obișnuită. Nu polițist, nu militar, nu soldat, nu toate cele. Păi primul lucru ar fi în felul următor. Când unul dintre ei este polițist sau militar și are arma în mână, adică pistol sau mitralieră sau AKM sau ce mai vrei să-i spui tu, și nu își găsesc ceea ce se cheamă un partener de viață. La început nu o să spună absolut nimic, nici că e polițist sau polițistă, nici că e pompier sau pompieristă sau cum vrei să-i spui, militar și toate cele, jandarm sau jandarmeriță sau... O să zică că te place, că nu știu ce, după care într-o zi o să spun adevărul, știi ce? Eu sunt polițist sau polițistă. În timpul muncii mă îmbrac în uniformă, trebuie să muncesc când mi se cere, la programul pe care mi se cere. Doi la mână, port armă la brâu. Pentru tine, poate, ca și persoană obișnuită, o fi ceva de genul, ce bine e pentru mine că mă salvează de dobitoci sau, hai să-i zicem, prost crescuți sau nebuni sau nebune sau mai știu eu ce. Înțelegi? Al treilea lucru, cam pot să-ți fac cazier. Oricând, orice zi. Al patrulea rând, îmi iau și glonțul de la comandant, pentru că până ajungi comisar sau inspector sau toate cele, sau general, mai durează o viață. Și iei un glonț numit degradație, înjurătură, comportament neadecvat, sau mai știu ce altceva. Trecem la următoarea fază. Și când să nu uiți că pot să primești cât un glonț și de la un infractor. Știi? Și dacă tot ți-am spus toate aceste lucruri, la sfârșit, o să te întrebe dacă mai ești de acord să-i fii partener sau parteneră de viață. Când pleacă la muncă, e mai ceva cu unde te duci, dragă, cu camionul încărcat până, nu știu unde. Păi mă duc până în Malaga și mă întorc viu și nevătămat. Înțelegi? Sau nu înțelegi? Drumul e lung, mergi cu 90 la oră, de încărcat, serpentine lungi, autostrăzi și toate cele. Dar și unul și celălalt are o meserie periculoasă. Nu știu, accident de mașină, de camion și plângi o viață după el. La fel, ea sau el, polițist.
Știi că pleacă dimineața îmbrăcat în uniformă, cu pistolul la brâu, cu epoleții pe umăr și cu chipiul pe cap. După care, după cele 8 ore, trebuie să întoarcă viu și nevătămat acasă, la familie, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Adică ceva de genul, ce s-a întâmplat? Nimic. Astăzi m-au promovat. Nimic. Astăzi m-au degradat. Astăzi m-au băgat în comisie disciplinară. Ieri m-au împușcat. Ieri am împușcat un infractor când am arestat. Iată cam ce este viața de polițist, cum vrei să-i spui, cu pistol la brâu sau militar cu arma la piept. Puțin cunosc, dar și mai mulți trăiesc. O zi plăcută, în continuare, vă doresc.